Comerțul cu fier vechi continuă să reprezinte una dintre singurele surse de venit pentru mulți făgărășeni, iar locul unde pot găsi cu ușurință aceste materiale rămâne în continuare platforma combinatului chimic. În ultima perioadă, numărul furturilor s-a înmulțit considerabil. Oamenii legii au fost nevoiți să folosească armele din dotare pentru a-i prinde pe infractori. Numai în ultimele zile au fost prinși în flagrant mai mulți făgărășeni care încercau să fure plumb de pe platforma Nitramoniei. Hoții nu s-au predat oamenilor legii cu una cu două și au încercat să fugă, așa că polițiștii au reușit să pună mâna pe ei doar după ce au tras mai multe focuri de armă. Cu ocazia depistării a fost nevoie să folosească armamentul din dotare, s-au făcut somațiile legale de către polițiști și s-au tras focuri de avertisment, autorii s-au supus somației și s-au oprit. În prezent ei sunt cercetați în stare de libertate pentru furt calificat, încercăm să stabilim întreaga activitate infracțională a acestora, toată participația lor și să vedem dacă se poate recupera, ce e mai important, paguba produsă, respectiv o cantitate mare de plumb. Iar pentru a preveni astfel de incidente, oamenii legii au înmulțit controlele în această zonă. În colaborare cu paza proprie a societăților de pe incinta SC Nitramonia, s-au intensificat aceste controle. Bineînțeles, sprijiniți și de colegii de la jandarmi, vom avea o prioritate în acest sens și vom descuraja pe toți cei care încearcă să își facă o sursă de venit din sustragerile de materiale feroase și neferoase de pe raza societăților respective. Oamenii legii spun că cel puțin o dată pe săptămână se confruntă cu astfel de incidente.